Pasajul acesta biblic pe care l-am citit poate fi interpretat în mai multe forme. Desori am auzit diferite interpretări cu privire la ce ar vrea Dumnezeu să transmită prin pasajul acesta. În mod clar, este vorba despre o minune pe care Domnul Dumnezeu a realizat-o prin intermediul acestui mare om um al lui Dumnezeu pe nume Elisei. Ce se întâmplă de fapt? Dumneavoastră trebuie să știți faptul că cel mai probabil la Gilgal, unde Elisei avea o școală a prorocilor, fi prorocilor s-au înmulțit, iar locul în care ei se aflau, în înțelegerea fiilor prorocilor devenise neîncăpător, prea strâmb pentru ei. Și a zis, vrem să plecăm din ținutul acesta, repet, cel mai probabil ținutul Gilgal, ca să ajungem unde? De la Iordan, înădejdea dacă vor găsi un loc mai larg, mai mare, mai confortabil pentru ei. În momentul în care s-a hotărât să plece spre Iordan, unul din fiii prorocilor, privind spre mentorul lor, spre rabinul lor, spre decanul lor, Elisei, a zis, nu vrei să ne însoțești până acolo? Și uitați-vă, Elisei spune, voi merge. Când s-au bucat de, de a lemne în nădejdea de a construi locuri unde să se poată adăposti, omul lucrând cu securea, zice Biblia că la un moment dat, ce s-a întâmplat cu fierul de la Secure? Fierul de la Secure a căzut în apă. Și probabil apele erau foarte mari, probabil și incompetență în arta asta a notului, și s-a găsit în dificultate să poată să regăsească fierul care s-a dus cu totul la fund. Nu știm exact adâncimea acestei ape dar înțeleg că constituia un mare impediment pentru ei. Fapt pentru care acest fiu al prorocilor a strigat către Elisei prin interjeția Ah, Domnul meu, de fapt este îngrijorare, teamă, frică, disperare, mai ales pentru faptul că fierul, mai ales pentru faptul că securea fusese împrumutată de la altcineva. Biblia nu dă prea multe detalii. Și atunci omul lui Dumnezeu, fără a sta prea mult pe gânduri, Elisei, îl întreabă locul în care a căzut, îi identifică locul și știi ce se întâmplă? Nu tu scafandru, nu tu submarin, nu tu un experimentat înotător, pur și simplu aruncă o bucată de lemn în apă și uimitor se întâmplă ceva ce din punct de vedere al logicii n-ar avea niciun fel de eficiență. Aruncă lemnul în apă și ce se întâmplă cu fierul de la secură? Se ridică din adâncimea apei unde? La suprafața apei. Și atunci îi spune omului Dumnezeu, ridică-l și a întins mâna fiul prorocului și l-a luat. Asta este o minune pe care Dumnezeu o realizează prin intermediul omului Dumnezeu Elisei. Ați putea să spuneți, eu o banalitate. Fier la secure se mai găsește. De ce a trebuit, într-un mod supranatural, să intervină Domnul? Pentru o chestiune banală. Am împrumutat un fier de la secure, nu-i bai, găsim atâta fiare și atâtea securi sunt, încât n-are rost să ne mai frământăm de treaba asta. Când, de cealaltă parte, noi cunoaștem o grămadă de oameni care traversează realmente vorbind tot felul de probleme, stări emoționale deplorabile, stări de sănătate extrem de precare, handicapuri, dizabilități, suferințe mari. Și unii ori, cu toate astea Dumnezeu nu intervine. Dar intervine să facă o minune aparent trivială, banală, pentru a salva un fier de la securea unui om îngrijorat de faptul că prietenul care i-a împrumutat securea i-ar fi putut reproșa niște cuvinte de maniera irresponsabilității de care a dat dovadă. Însă, e ceva mai mult decât o minune. Dumnezeu, de fapt, prin omul lui Dumnezeu Elisei, voia să transmită fiilor prorocilor ceva. Și vom vedea puțin mai târziu, de fapt, care este mesajul esențial pe care Elisei, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, vrea să îl transmită fiilor prorocilor. Acum sigur că Vernon, unul din comentatorii biblici recunoscuți, spunea că în chip alegoric fierul căzut de la secure în apă simbolizează omul care desprins de lemnul crucii se probușește în apele păcatului. Lemnul fiind soluția salvatoare, ca o prefigurare a lemnului pe care Mântuitorul Hristos a urcat, ca prin jertfa lui Iisus Hristos, orice om să poată fi restaurat, mântuit, eliberat și izbăvit de condiția lui slabă, păcătoasă, în care se afla. Vreau să dau dreptate acestui comentator biblic, Vernon, și să admit faptul că deseori Biblia folosește metafora fierului cu referire la oameni sau cu referire la un imperiu condus de oameni. Știți, când Daniel vede acea profeție cu bucata aceea de fier care reprezenta Imperiul Roman, de aceea, dragii mei, a face această analogie a fierului ca putând în chip alegoric să sugereze sufletul omului, n-ar fi o interpretare eronată și nu s-ar abate de la principiile Scripturii. Și dacă ar fi să mergem pe filiera de interpretare a acestui comentator, fierul de la secure căzând în apele păcatului, aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat sub forma unei întrebări. De ce cade fierul de la secure? De ce cade fierul de la secure în apă? Apa, în cultura biblică, este un concept polisemantic. Pe de o parte, apa poate să reprezinte Duhul Sfânt. Pe de altă parte, același element, apa poate să reprezinte cuvântul. Într-un alt context, apa poate să simbolizeze păcatul. Lumea, de exemplu, în Apocalipsa spune, apele cele mari sunt oroade, Mulțim. Lumea păcătoasă fără de Dumnezeu. Dar treaba noastră ca predicator, ca oameni al lui Dumnezeu, ca slujitori, este să înțelegem contextul și ce vrea să ne transmită Dumnezeu în lumina contextului în care este așezat un anumit element? În cadrul de față, mergând pe această variantă de interpretare a lui Vernon, aș vrea să încercăm să răspundem în patru moduri de ce cade fierul de la secure în apă. Mai exact, de ce unii oameni ajung să se prăbușească? De ce oameni care au început bine pe calea credinței, la un moment dat, pot eșua? De ce oameni care au avut un început promițător pe calea credinței, mai devreme sau mai târziu, îi vezi sfârșind în apele amare ale păcatului? Faptul că au început bine este și o garanție indubitabilă a faptului că vor sfârși bine? Răspunsul este nu. Faptul că. Au intenții bune? Este și o garanție indubitabilă a faptului că ei vor sfârși bine? Răspunsul este nu. Și atunci, de ce totuși fierul de la secure uneori poate cădea în apă? De ce suflete? Care vin în Biserică, unii se predau Domnului, alții chiar ajung să încheie un legământ în apa votezului cu Domnul Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu se pierd și vezi căzând în apele păcatului. Primul răspuns la această întrebare, de ce cade fierul de la secure în apă, este acest. Nemulțumirea față de ce ți s-a dat, poate constitui una dintre cele mai puternice cauze pentru care unii oameni se pierd și pot cădea în apele otrăvite ale păcatului. Uitați-vă că în versetul 1, fiii prorocilor nu mai sunt mulțumiți de locul de la Gilgal. Și chiar ei verbalizează inconveniența lor de așa manieră încât în a doua parte a acestui verset, respectiv versetul 1, ei înșiși afirmă, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâns pentru noi. Ce vă sugerează dumneavoastră această sintagmă biblică? Este prea strâmb pentru noi. Putem să o punem în alte cuvinte? Nu mai suntem mulțumiți cu locul acesta în care am stat până acum. Și o primă cauză pentru care unii oameni pot cădea de pe calea credinței este nemulțumirea. Nemulțumirea în diferite forme. Unii sunt nemulțumiți față de ce le-a oferit viață. Domnule, zic ei, viața mie mi-a oferit prea puțin față de alții. Unii au avut noroc, alții au avut uh, un altfel de start în viață, alții au avut relații, pile, au avut niște rude, niște părinți, niște străbunici, cineva care i-a sprijinit la un moment dat. Ne față de ce ne-a dat nouă Dumnezeu? Domnule, dacă aș avea o înălțime a nu știu care, dacă aș avea ochi albaștri, dacă aș fi eu nu știu cum? Și sunt o grămadă de oameni care acuză diferite nemulțumiri. Dar sunt oameni care se pierd pe calea credinței și credeți-mă, cei mai mulți s-au pierdut de pe calea credinței nu din cauza faptului că au avut intenții rele. Cei mai mulți dintre ei au avut intenții bune, dar din cauza nemulțumirii. Și când apare nemulțumirea, nemulțumirea te focalizează pe minusuri, niciodată pe plusuri. Și întotdeauna nemulțumirea constituie o cauză de autoflagelare, de autodistrugere a vieții. Am stat de vorbă cândva cu un om care, după ce s-a întors la Dumnezeu, timp de 2 ani de zile a mers extraordinar pe calea credinții. La un moment dat a început să-și verbalizeze. Zice, dar ia uite-l fratele ce spune, ia uite-l pe soara cum s-a îmbrăcat, ia uite-l pe la ce spune, ia uite-l pe la ce face, ia uite-l pe la ce mașină are, Ia uite-o pe aia, zice ce casă și-a făcut. Ia uite-l pe la ce haine poartă. Și nemulțumire după nemulțumire. Și la un moment dat a trebuit să mă opresc să-l adevărul cu el și am spus în viața ta mai găsești minusuri pe care le-ai putea acuza? Să uite la mine și zice, frate Timotei, sigur că da. Și cum de mai ai atâta timp să poți evidenția minusurile altora când mai ai de rezolvat minusuri în viața ta? Și mi-am dat seama, dragii mei, că omul ăsta mai devreme sau mai târziu va claca. Și am spus, ascultă-mă, dacă vei continua în spiritul ăsta al nemulțumirii continue, tu o să ajungi în păcate mai mari decât oamenii pe care tu îi contești. Poate uneori chiar pe bună de trapte. Alteori poate că dintr-un spirit de exagerare, de reavoință, etc. n am mai trecut decât câteva luni de zile. Și am auzit că omul ăsta a căzut atât de drastic. N-are rost să spun. Dar la ora actuală el nu mai este pe calea credinței. Pentru că nemulțumirea poate să-l distrugă atât de mult pe om. Ați observat că există o tendință machiavelică și reată perfida celui rău de a ne face nemulțumiți în raport de oameni și de bunuri. Pentru că întotdeauna ne Nemulțumirea apare în momentul în care noi ne comparăm cu alții. De exemplu, noi ne comparăm în aspectele materiale de regulă cu cei mai sus decât noi. Ați băgat de seamă? Niciodată cu cei mai jos decât noi. Dar când vorbim despre lucrurile spirituale, întotdeauna suntem tentați să ne comparăm nu cu cei mai sus decât noi, cu cei mai jos decât noi. Și iată care este, dacă vreți, Anomalia. Când este vorba despre lucrurile materiale, case, mașini, diplome, realizări, succese profesionale, suntem tentați să ne comparăm cu cei mai sus decât noi. Mă la de ce are și eu nu am. Mă la de ce a ajuns acolo și eu n-am ajuns acolo. Și uitați-vă că în aspectele materiale suntem tentați să ne comparăm cu cei mai sus decât noi. Dar ciudat mi se pare că ar trebui măcar să fim consecvenți în felul de a privi și a analiza viața. Că atunci când vorbim despre lucrurile spirituale, nu ne mai comparăm cu cei mai sus decât noi, cu cei care se roagă mai mult decât noi, cu cei care postez mai mult decât noi, cu cei care fac mai multe evanghelizări decât noi, cu cei care citesc mai mult decât noi din Biblie, cu cei care se dedică mai mult lucrurile lui Dumnezeu. Nu! Suntem tentați să ne comparăm cu cei mai jos decât noi. Lasă că nu sunt eu cel mai nenorocit. Lasă că sunt alții mai răi decât mine. Și aici este, dacă vreți, tertipul cu care diavolul Reușește câteodată să-i prindă pe foarte mulți oameni. De aceea, dragii mei, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să avem echilibru și dreapta măsură. Dreapta măsură înseamnă ca eu să fiu omul care, dacă am privit spre cei care au realizat din punct de vedere profesional, material, mai mult decât mine, trebuie să privesc și spre cei care au realizat mai puțin decât mine. Și când te uiți la oameni care străbați zeci de kilometri ca să procur o țără de apă. Și când uiți la oameni care trec prin atâtea probleme și durere, dintr-o dată, mintea ta se deschide, se luminează și îți găsește echilibru. Dar dacă noi nu facem treaba asta să privim de ambele părți, mai devreme sau mai târziu s-ar putea să trăim într-un dezechilibru total. Îmi plăcea să unul din poeți, nu știu, controversați autorul, pentru că sunt mai multe variante. Un pic de durere te face profund. Mai multă durere te afundă prea mult. Cu un pic de avere n-ai lipsuri în casă, cu multă avere n-ai somn și te apasă. Un pic de împlinire te face mai bun. Prea multă împlinire te face nebun. Un pic de putere te face mai tare. Prea multă putere pe alții îi doare cu un pic de respect ești încrezător, cu prea mult respect devii sfidător. Un pic de îngrijire te ține mai bine, prea multă îngrijire e o, e o hibă în gândire. Cu o slujbă, desigur, ai pâine pe masă, dar dacă ai zece, n-ai masă, n-ai casă. Păstrează creștine măsura în toate, deloc nu e bine, iar prea mult te abate, încet, dar și sigur, de la pocăință, și te pricopsește cu o altă credință. De fapt, ce voi acest autor să transmite este echilibru. Pentru că atunci când fiii prorociilor au spus locul acesta este prea strâmb pentru noi, nemulțumirea a dus în punctul în care să piardă ferul de la săcure și să aibă parte de eșec. Și pe mulți oameni nemulțumirea i-a îndepărtat de Dumnezeu, de oameni, de cei din jur, de prieteni și Aș vrea să vă spun că unii ori, suntem amăgiți să credem că realizările materiale, profesionale îți garantează sau îți dau fericirea. Vedeți cât de ciudată e viața? Te uiți și un fermier care de ani de zile lucrează și se chinuie să lucreze pământul, se uită câteodată din grădină când zboară câte un avion și la auzi când ce aș vrea să zbor și odată cu avionul. Dar de cealaltă parte, la celălalt pol, se uită pilotul și spune ce bine de fermierul ăsta. El e acasă, e cu pruncii, e cu familia. Ce fain ar fi să stau și eu în ograda mea, în casa mea, să pot să mă bucur de familie, să pot să mă bucur de cei din jurul meu. Și îmi dau seama că fericirea nu este o chestiune care ține de ce te înconjoară, cât ține de optica și felul în care privești lucrurile în viață. Dacă fericirea ar fi atributul celor puternici, înseamnă că ei ar trebui să fie cei mai bucuroși. Dar nu este așa. Dacă fericirea ține de popularitate, de cât de cunoscut ești, de ratingul pe care îl ai, ar însemna că vedetele ar trebui să fie cele mai fericite persoane din lume. Dar cele mai multe vedete din lume acuză stări de depresii, apelează la droguri și la substanțe psihoactive ca să năbușe glasul conștiinței care le alimentează durerea și nefericirea în viața lor. Dacă oamenii care au, eu știu, influență politică, sunt cu ranguri înalte și cu statute sociale impresionante, ar fi cu adevărat fericiți, ei ar trebui să zburde pe stradă și să se bucure, nu să umble cu garde de corp. Dar de multe ori eu îi văz burdând și alergând pe străzi, sărind în sus de bucurie, pe copiii a simpli, poate care, vorba unui păstor că s-a dus în Oltenia, nu știa să deschidă o coajă de banană, dar ei se bucurau și erau extrem de fericiți. Ascultam, acum cred că două zile, un interviu cu un om din zona Africii și, printre altele, făcând o comparație între cei acolo și cei aici la noi europenii, îl întreabă cel care susținea podcastul respectiv, zice, care crezi că este cea mai mare problemă a Europei? Și omul acesta a spus, binele. Cea mai mare problemă a europenilor este confortul și binele, care i-au dus în punctul în care să nu mai știe să se bucure de nimic. Zice, dacă veniți la noi în Africa, dacă îi dai o acadea, dacă îi dai o bomboană, o gumă unui om, sare în sus de bucurie, plin de fericire. Dar noi suntem atât de triști, pentru că întotdeauna ne comparăm cu cei care au mai mult decât noi. Vedeți, nu știu dacă v-am spus treaba asta vreodată, dar probabil că ați auzit de rei tata, unul dintre cei mai mari multimiliardari care a avut la un moment dat o avere de peste 291 de miliarde de dolari. Când a fost întrebat de către o prezentatoare radio, când ați fost dumneavoastră cel mai fericit din viață? El a zis, am trecut prin patru mari episoade de fericire. Prima dată când am adunat foarte mulți bani și am văzut că sunt multe zerouri după câteva cifre. Am zis, băi, contul plin, extraordinar. Dar zice, fericirea asta a fost trecătoare. A doua mare etapă a fericirii mele a fost când am început să acumulez valori și obiecte, bijuterii de mare preț și am zis, investesc în ele. Dar și strălucirea bijuteriilor n-a durat mult. A urmat a treia etapă când am început să mă gândesc nu doar la mine și la alții. Și am început să dezvolt proiecte foarte mari. Așa că aveam 95% din rezervele de petrol din India și Africa. Am deținut cea mai mare fabrică de oțel din India și Asia. Dar zice, nici atunci nu am atins fericirea la care m-am gândit. Și al patrulea pas a fost episodul când am atins cu adevărat culmile fericirii și aceste lucruri m-au ajutat să-mi păstrez echilibrul spiritual, emoțional, psihic. Când un prieten al meu a venit la mine și mi-a spus așa, a auzit de centru respectiv cu copii dizabilități, nu se pot duși de picioarele lor? Au nevoie de 200 de cărăcioare cu rotile ca să se poată deplasa. Și el hotărât a zis, ia banii, du-te și cumpără. Și el a zis, nu așa, va trebui să vii tu să cumperi cărucioarele și tu să împarți cu mâna ta cele 200 de cărucioare la fiecare dintre copii. Zice, când am ajuns acolo, am văzut o strălucire ciudată pe fețele acestor copii. Bucuroși! Măcar că ei nu se puteau folosi de picioare. Și când le-am încredințat fiecare dintre ei cât în cărucior, am putut să văd strălucirea, zâmbetul, exuberanța, fericirea care se putea citi pe fețele lor. La un moment dat, străpuns, fiind marcat profund de ce am văzut, am dat zice să mă retrag și să plec. Numai că un copil m-a prins de picior și m-a strâns puternic cu mâinile. Și a zis, te rog frumos, mai stai puțin cu mine, să mai privesc încă o dată chipul aceluia care s-a milostivit de noi și ne-a făcut atâta bine, că noi doi într-o zi o să ne întâlnim în cer și vreau și acolo să-ți mulțumesc pentru binele pe care mi le-ai făcut. Deci în momentul în care am auzit cuvintele acestea și mânuțele calde ale acelui copil care m-a prins de picior privindu-mă cu atâta dragoste și recunoștință în ochi, m-au străpuns cu toți. A fost, zice el, cea mai fericită zi din viața mea. Atunci am înțeles ce înseamnă fericirea cu adevărat. Și are să vină Sfântul Apostol Pavel să ne traducă mai ferice să dai decât să primești. Dar într-o lume în care nemulțumirea, răzvrătirea, consumerismul ne-au alimentat foarte mult, Dumnezeu ne cheamă la echilibru și Dumnezeu ne cheamă la un spirit de recunoștință și mulțumire pentru tot ce ne-a dat. De aceea, dragii mei, vreau să știți că nemulțumirea poate fi cauza pentru care foarte mulți oameni se pierd. Și în această zi, mă rog lui Dumnezeu să ne dea puterea de a fi mulțumitor lui în fiecare zi. Amin? Așa să ne ajute Domnul. A doua cauză pentru care fierul de la secure a căzut în apă este dat de desprinderea de Elisei la un moment nepotrivit. Fără Gău, pastorul fără Gău, Într-unul din comentariile sale, surprinde foarte bine ideea faptului că s-a simțit cu atât mai lezate Elisei, nu în primul rând de ideea unui al loc, cât de ideea desprinderii de mentorul Elisei. De aceea, când ei au spus, haide de până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit, Elisei a răspuns, duceți-vă. Adică, dezamăgirea, mai degrabă, întristarea lui Elisei, a fost dată de faptul că ei, acești fii a prorocilor, au vrut să se desprindă de Elisei mai devreme decât trebuia. Și ei au spus, ne-am săturat să mai rămânem cu tine la Gilgal vrem să mergem la Iordan. Și desprinderea de oamenii lui Dumnezeu la un moment sau un timp nepotrivit poate, dragii mei, să constituie a doua cauză pentru care fierul de la secură poate cădea în apă. Vedeți, câteodată se întâmplă ca în comerțul românesc. Domnul zice, injectăm puiul de găină, se face într-o mare, injectăm fructe, legume se fac într-o dată mari. Când mai mult, zbune de vânzare. Și exact așa câteodată procedăm și în dimensiunea spirituală. Căutăm câteodată să grăbim lucrurile, măcar că există etape și niveluri de maturitate pentru fiecare om în parte. Și uitați-vă că fii aceștia a prorocilor, grăbiți spre independență și autonomie spirituală, săturați de mentorul lor Elisei, au zis noi vrem să mergem într-un alt loc. Și a dat cauză pentru care fierul de la secură poate cădea în apă, este dragii mei, desprinderea de oamenii lui Dumnezeu la un timp nepotrivit. Știți ce considera Elisei? Că încă fiii prorocilor mai au nevoie de maturitate dovernicească. Dar fiii prorocilor n-au înțeles treaba asta. Și au spus: "Nu, nu!" noi vrem acum. Și vreau să vă spun în această zi că omul lui Dumnezeu trebuie să rămână omul lui Dumnezeu. Și Elisei trebuie să rămână Elisei. Și să înțeleagă de fapt că este mai degrabă o luptă neînțeleaptă a fiilor prorocilor de a să grăbi să acceadă într-un tărâm la care s-ar putea să fie voia lui Dumnezeu, dar nu-i timpul potrivit. Și auzi ce spune Elisei. Duceți-vă voi! Acum a înțeles de ce se întâmplă episodul eșecului cu tăiatul lemnelor. Că nimic nu întâmplător în textul ăsta. Dumnezeu îngădie un eșec. Ca prin eșecul acesta să transmită fiilor prorocilor: V-ați grăbit! Pentru că dacă nu se întâmpla eșecul fierului căzut în apă, vreau să știți, stimați credincioși, că ei n-ar fi înțeles niciodată că desprinderea de anturajul cu Elisei și cu oamenii lui Dumnezeu ar fi fost o problemă. Și a doua cauză pentru care multe suflete se pierd și cad în hăul păcatului e că se desprind prea repede de oamenii lui Dumnezeu în goana de independență și autonomie spirituală. De aceea vreau în această zi Dumnezeu să ne facă conștienți de faptul că avem nevoie de oamenii lui Dumnezeu. Că avem nevoie de oameni care să ne sprijine în lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Și Dumnezeu are momentul și tipul lui. Iar detașarea de mediul oamenilor sănătoși în credință poate constitui un factor pentru care foarte mulți oameni se pierd. Mereu vei avea nevoie de un sfat, de la un om al lui Dumnezeu. Vor fi momente când vei avea nevoie de rugăciune și post, de susținere spirituală specială. Vor fi momente când ai nevoie de cineva care să spună sunt alături de tine, indiferent de greul prin care treci. De aceea, dragii mei, desprinderea de Elisei a fost o altă cauză pentru care fiii prorocilor și-au prestabilit eșecul. Câteodată, noi putem cădea sub incidența acelui fel de eșec sau altfel de eșec. De ce? Pentru că noi vrem să ne detașăm de aceia care sunt oamenii lui Dumnezeu. A treia cauză pentru care poate cădea fierul de la secure în apă este momentul acela când, privind în text, vom observa a treia greșeală. Folosirea lucrurilor împrumutate de la alții. Folosirea lucrurilor împrumutate de la alții. Ce înseamnă asta, practic? Știți de ce a căzut fierul în apă? Pentru că nu era fierul lui. Nu era securia lui. Ați văzut că atunci când cumperi ceva și ai investit, ai cheltuit și ai făcut un efort suplimentar, nu e așa că ești mult mai atent cu lucrul respectiv? De exemplu, când tu folosești taxiul altuia, de regulă ești tentat să-l duci, domnule, prin toate groburile, al meu, lasă, domnule, patronul să repare toate defecțiunile mașinii. Dar când îi taxiul tău, deseori se întâmpla, când mai mergeam și eu, înainte vreme cu taxiul, să-l văd pe câte un om care se grăbea și intra într-o groapă, mai rovea cât un trotuar și îl întrebam, e taxiul dumneavoastră? Și ce nu, a, am înțeles. Alte ori se întâmpla să fie taxiul lui și îl vezi că de atent și groapa aia o invita, o colaj. Deci era mașina lui. Și îl dorea inima, dacă nu buzunarul, să ducă mai departe și să cheltuiască, să investească în diferitele defecțiuni care apăreau. E, în momentul în care omul ăsta a împrumutat fierul de la secure, nu era securia lui. Și atunci când nu-i securia ta, tratezi cu mult mai multă superficialitate lucrarea care stă înainte. De ce cade fierul de la secure? Când începi să împrumuți lucruri de la alții, fără ca să fie chemarea și înzestrările pe care Dumnezeu le-a pus în viața ta. Frații mei, la examen mai merge cu copiatul, nu vi-i recomandăm. La examen mai merge cu a imita pe alții. Chiar și în momentul în care vrei, eu știu, să dezvolți o profesie, deseori se spune meseria se, a zis-o dumneavoastră. Ca să nu o zic eu de la ambor. Dar vreau să vă spun că, în ceea ce privește lucrurile spirituale, nu mai merge cu imitare, nici cu preluare prin tot felul de artificii și asta e sau nu e? Ți-a dat Dumnezeu sau nu ți-a dat Dumnezeu? Ungerea nu ți-o dă nicio facultate de teologie. Care este secretul, frate? Oxfordul, ul Nu! Ungerea pe care ți-o dă Dumnezeu, chemarea pe care Dumnezeu ți-o dă, înzestrările pe care Dumnezeu ți le dă. Și uitați-vă că în momentul în care omul ăsta a luat securea altuia, a ajuns în punctul în care fierul de la secure să cadă în apă. Și mulți oameni se pierd, și mulți oameni se prăbușesc, pentru că ei au împrumutat de la alții, încercând să-și atribuie și să-și apropieze, adică să-și însușească lucruri care nu sunt ale lor. Și vreau să vă dau câteva exemple. Când David împrumută sabia lui Goliat, în. Samuel în capitolul 21, uitați-vă, David în disperarea faptului că este urmărit de Saul și caută să-i facă rău în fiecare zi, David îi zice preotului Ahimelec, n-ai la îndemână o suliță sau o sabie, căci nu mi-am luat cu mine nici sabia, nici armele, pentru că porunca împăratului era grabnică. Preotul a răspuns, versetul 9, Iată sabia lui Goliat, filisteanul pe care l a omorât în Valea Terebinților, este învelită într-un covor, în dosul efodului. Dacă vrei să o iei, ia-o, că nu este alta aici. Și David a zis, nu e alta ca ea, dăm o Și îl vedem pe David ce făcând? Împrumutând sabia altuia. Și când David împrumută sabia altuia, ce urmează în versetul 10, 11, 12, 13? David face pe nebunul în fața lui Achiși. Pentru că atunci când noi încercăm să folosim metodele lumii, împrumutând de la alții, de dragul relevanței, populismului, de a da bine, de a fi lumina reflectoară, la parna din vari motive, vom ajunge în punctul în care, uitați-vă ce se întâmplă, vom deveni ridicol pentru lume. Vom face o lucrare superficială care în loc să zidească, dărâmă lucrarea lui Dumnezeu. Și în loc să fim un plus valoare, suntem mai degrabă o pagubă pentru lucrarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că încercăm să împrumutăm lucruri care nu ne aparțin. Poți împrumuta bani, poți împrumuta bunuri materiale, dar ascultă-mă, nu poți împrumuta darul lui Dumnezeu. A vrut și Simon, vrăjitorul, să împrumute puterea asta de la Petru. Dați-mi și mie puterea asta! Și dumneavoastră știți de deznodământul întâmplării biblice. Vă mai dau un exemplu. În momentul în care filistenii trebuie să ducă chivotul la Chiriat Iarim. În 1 Samuel, în capitolul 6 și apoi în 2 Samuel 6, mai întâi 1 Samuel, capitolul 6, veți vedea că filistenii, după ce șapte luni a fost chivotul la ei, au chemat pe ghicitor, pe preoți și a zis ce să facem cu chivotul Domnului, arătați-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui. Și au zis versetul 7. Ce le-a recomandat acești oameni? Faceți un car nou de tot și luați două vași tinere care alăptează și care nu au tras la jug. Nu mai continui citirea textului. Vă rog să rețineți în faceți un car nou de tot, luați două vași tinere. Asta era ce le-a recomandat cine? Niște ghicitori, niște oameni fără de Dumnezeu, cui? niște păgâni, unor păgâni, adică filistenilor, ce să facă cu privire la transportarea chivotului lui Dumnezeu ca să nu vină mânia lui Dumnezeu. Acum, puțin mai târziu, suficient de târziu, în 2 Samuel, în capitolul 6, veți observa că David trebuie să ducă chivotul lui Dumnezeu. Și când duce chivotul lui Dumnezeu, auziți ce spune versetul 3. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal, Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmeau carul cel nou. Și ce s-a întâmplat? Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstoarne neboii. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Carnou și filistenii, Carnou și evrei. Care e problema? Nu e ideea de Carnou sau vechi era problema. Și cu mult mai înainte, dacă veți citi în cărțile pentru uice, veți observa că nu oricine trebuia să poarte chivătul din seminția fiilor lui Chehat și trebuia purtat pe umeri. Dacă câteodată din spiritul confortului e mai ușor să pui chivotul într-un car decât să-l car pe o tăi. Și în goana de a ne ușura slujirea și chemarea la care Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi, uitați-vă că evreii adoptă un stil exact ca al filistenilor. Vă întreb, de la cine am împrumutat David și oamenii lui ideea purtării chivotului într-un car nou? De la filisteni. Dar acum, adiacent acestei afirmații, urmează derivații. De ce pe Filiste nu i-a trăznit să moară și pe Uza îl trăznește și moare? Că și unii și alții au purtat chivotul într-un car nou. Păi cui i s-a dat mult, îi se cere mult. Adică de la Filiste nu aveam suficiente pretenții, că ăștia n-au pus niciodată mâna pe tora. Ăștia nu făceau parte din poporul meu. Ăștia treau cum treau, cum li s-a părut lor mai bine, ce le-a sugerat lor, niște ghicitori, niște preoți, niște oameni care nu aveau nici în nici în mânecă cu legea lui Dumnezeu. Și au spus, faceți așa. Dar tu, Davide, voi evrei care vă lăudați cu toarea care a cătit san, care veniți în tabernacol și cântați cântările Domnului, eu am alte pretenții de la voi și am alte așteptări de la voi. De aceea să știți, dragii mei, că noi cu cât cunoaștem mai mult, cu atât Dumnezeu ne cere mai mult. Și vreau să vă spun că noi suntem generația care suntem cea mai răspățată, cea mai răsfățată din punct de vedere a resurselor spirituale cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Păi înaintea și noștri nu aveau Biblie. Când găseau câteva pagini de Biblie, pentru asta mulți dintre ei plăteau cu prețul libertății, alții cu prețul vieții, ajungeau unii dintre ei în spatele gratilor și le putrezeau oasele în temnițele comunist. Astăzi noi avem nu o Biblie în casă, Zeci de Biblii avem în casă. În toate edițiile, ediția lui Cornelescu, lui Bartolomeu Anania, vrei ediția lui Thomson, orice tip de ediție, pe telefon, pe laptop, oriunde poți găsi astăzi atâta material. La un click distanță de tine, pe Insta, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, poți asculta predicatori, poți asculta cântări creștine. Și uitați-vă cât de binecuvântați suntem din punct de vedere a resurselor spirituale. Nicio generație n-a fost mai binecuvântată ca noi cu atâtea resurse spirituale, dar n-am terminat propoziția. Nicio generație n-a avut mai puțină pocăință decât generația asta. Și aici este durerea. Măcar că avem atâtea resurse, măcar că avem predicatori după toate gusturile, niciodată n-a fost pocăința mai slabă ca în vremurile noastre. Și asta mă doare cumplit. Știți de ce, dragii mei? Pentru că între timp de dragul relevanței, și de dragul de a ne adapta, înțelegând greșit ideea adaptării, am început să folosim mijloacele lumii, crezând că lucrurile împrumutate sunt suficiente ca să putem face lucrarea lui Dumnezeu. Când, de fapt, Securia împrumutată n-a adus decât eșec. În această zi, mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să păstrăm ce Dumnezeu ne-a dat și să folosim ce Dumnezeu ne-a dat. Valer spunea că te poți împodobi cu penele altuia. Dar ascultă-mă, nu poți zbura cu ele. Te poți împodobi cu penele altuia, dar nu poți zbura cu ele. Vrei să preiei stilul de muzică al cuiva? Vrei să preiei schița de predică cuiva? Vrei să preiei felul de a sluji a unui om? Vrei să preiei chemarea unui om? Vreau să vă spun că lucrurile împrumutate sunt lucruri artificiale. Numai ceea ce Dumnezeu ți-a dat este lucru pe care tu trebuie să-l folosești. Și am observat că, vis, vis de aspectul acesta, sunt patru categorii de oameni. Oameni care împrumută lucruri rele pentru o lucrare rea. Asta nu se aplică creștinilor. Asta, oamenilor fără de Dumnezeu și oamenilor mânați de diavolul. Adică să împrumuți mijloace rele cu scop rău pentru o lucrare rea. A doua categorie de oameni care împrumută mijloace rele pentru o lucrare bună. Există și categoria asta. Dom'le, avem un scop bun, vrem să facem o lucrare bună. De exemplu, postul, rugăciunea, cum mi se par? Lucrări bune sau rele? Își mijloace bune pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție. Dar știți că biserica satanică din America postește mai mult ca noi? Folosește mijloace bune, postul și rugăciunea, dar pentru cauze rele. Știți că biserica satanistă din America postește zile între săptămânal ca să distrugă creștinii? Ca să distrugă familii? Ca să lase copii pe drumuri? Ca să bage oamenii în deprese, să-i bage pe oameni la aparate, la păcănele, la jucuri de noroc și la droguri și la o viață murdară? Și ei folosesc niște mijloace... Uh, unii folosesc niște mijloace bune pentru o lucrare rea sau alții niște mijloace rele pentru o lucrare bună. Haideți să vă dau un exemplu. Să folosești, de exemplu, mijloace rele pentru o lucrare bună. Vrei să faci un bine, nu știu. Să se mântuiască oameni, să predice Evanghelia, să cânți. E un scop bun. Dar să te folosești de mijloace rele. Și cum ar fi? Eu laud pe Domnul, dar împrumut din sistemul lumii niște mijloace rele. Și vreau ca Dumnezeu să ne dea discernământul de a înțelege că noi nu avem, voie să folos, avem nevoie să folosim mijloace rele pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că spuneam anticipativ că a treia categorie de oameni sunt oameni care folosesc mijloace bune pentru o lucrare rea. Slavă personală, denigrarea altora, criticarea altora, răzbunarea și multe alte motive pentru care oamenii pot sluji. Mijloace bune, slujire, predicare, cântare, dar cu scop rău, slavă personală și multe alte motivații greșite și străine de Biblie. Dar există și a patra categorie de oameni. Oameni care împrumută sau folosesc mijloace bune pentru o lucrare bună. Și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să folosim mijloace bune pentru o lucrare bună. Unde văd eu cea mai mare amenințare? Cea mai mare amenințare a multor creștini este nu că vor să facă o lucrare rea, și că vor să facă o lucrare bună, dar cu mijloace rele. Și dacă în vocabularul limbii române deseori se aude expresia asta, domne, scopul scuză ce? Mijloacele? Și asta vine de la Machiavelli dar mult mai înainte de Machiavelli de la altcineva iezuiți la Dumnezeu nu există vorba asta la Dumnezeu și mijlocul și scopul trebuie să fie bun diferența între mijloc și scop este dată de următorul lucru scopul dumneata a fost să ajungi în seara asta la biserică să te închin lui Dumnezeu, amin? e un scop bun dar de exemplu poți ajunge la biserică Folosit un mijloc rău, să fur mașina cuiva. Sau să furi Adida și cuiva. Dumnezeu zice, eu mă duc la biserică. Și sunt oameni care folosesc mijloace rele pentru o lucrare bună. Însă Dumnezeu spune, la mine nu merge așa. La mine, dacă vreți să faceți o lucrare bună, faceți-o și cu mijloacele bune, că numai așa e lucrarea mea. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, dragii mei, când Saul îl îndeamnă pe David să împrumute armele și hainele lui regale, David, în naivitatea lui, se supune împăratului și zice, așa voi face. Și haina regală a lui Saul, o pune pe el și zice, nu pot eu să împrumut ce al meu. Nu mere! Împărate, lasă-ți hainele tale să rămână ale tale, și o să rămân cu ce mi-a dat mie Dumnezeu. Traista mea de cioban, pietrele mele și cu toiacul meu de cioban. Ce o zice lumea că am înnebunit? Că nu știu ce înseamnă războiul militar. Mă duc în numele Domnului și Dumnezeu va fi cu mine. Interesant că cu toate armele pe care le avea Saul, n-a avut nici măcar curajul. Ce să mai zic? Garanția biruinței de a înfrânge pe Goliat. Dar David, pentru că n-a împrumutat mijloacele altora și s-a folosit de ce a dat lui Dumnezeu, a avut parte de o mare biruință. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze, să putem să folosim lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat și să nu împrumutăm strategii, mijloace, resurse lumești care intră în contradicție cu principiile lui Dumnezeu doar de dragul relevanței, doar de dragul de a trage masele de oameni, doar de dragul de a face și noi o lucrare. E, frații mei, lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu împrumut. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu ce ți-a dat ție Dumnezeu. Îi zice în fapte 3 Petru și Ioan îi zic ologului de la poarta frumoasă ce am împrumutat și noi îți dăm. Sau cum a zis? Nu, nu ce am împrumutat, ce am îți dau. În numele lui Isus ridică spatul și umblă. Pentru că sunt oameni care vor să dea mai mult decât la lor Dumnezeu și ca și cum ai vrea să mergi cu un motor 1.4 ca și cum merge unul cu motor de 5.000. N-ai cum! Se supraturează motorul și iese fum. N-ai cum să forțezi tu nota, crezând că vei putea să ajungi la 200 la oră dacă dumneata ești un opă la Astra de 1.4. Rămâi la, ce ți -a, la capacitatea care ți-a fost dată. Dar sunt alții care, ăștia sunt supraturații. Domnule zice, eu vreau să folosesc capacitatea. Și când vrei să supraturezi motorul vieții tale, n-are decât să iasă cu eșec, cu faliment, dar sunt alții care vor să subtureze motorul vieților. Ăștia stau cu motor de 5.000, mai sunt și pe diesel și ăștia merg cu 20 la oră. Ce faci tu? Sunt în relantiu. Dar pentru Isus când alergi? Cu 5 la oră. Dar viteza a doua ai descoperit, nu cu întâi, eu fac economie. La ce? La motorină, zice că dacă accelerezi puternic, consumul mai mare. Da, da, o să vezi că mâine ai să plătești pe injectoare, se înfundă injectoarele și o să fie paguma mai mare. Și sunt oameni care vor cu ce l-a dat Dumnezeu să folosească mai puțin decât la a dat Dumnezeu. Și în timp ce alții se supra-solicită și alții se sub-solicită, unii se supraturează, iar alții se subturează, Dumnezeu ne spune, voi căutați poziția de echilibru. Nu dați nici mai mult decât va da o Dumnezeu, nici mai puțin decât va da o Dumnezeu, dați cât va da o Dumnezeu. Și când spunem și noi ca Petru, ce am îți dau, atunci lucrarea lui Dumnezeu se va manifesta, puterea lui Dumnezeu va coborâ, și fierul de la secure nu va mai cădea în apă. Sufletul nostru va avea garanție că va sfârși lucrarea lui Dumnezeu într-un mod onorabil. De aceea, răspunsul la întrebarea de ce cade fierul în apă, în primul rând, este acesta. Nemulțumirea față de ce ne-a încredințat nouă Dumnezeu. Știți pilda talanților. Celui ce s-a încredințat unul a zis, îmi structurez motorul. Dar ce mie mi-a dat doar unul? Altul i-a dat atâția talent, doi, cinci talent, mie să-mi dea doar unul. Și sunt oameni care în loc să pună în lucru acel puțin dar care l-a dat Dumnezeu vieții lor, ei nu mai vor să facă nimic. De ce? Din nemulțumire, din confort, din răzvrătire, din multe alte lucruri. A doua cauză, spuneam, pentru care se poate pierde fierul în apă, adică sufletele oamenilor pot să se prăbușească, este când te desprinzi la vremea nepotrivită de oamenii lui Dumnezeu. Există un timp și Elisei transmite un puternic semnal fiilor prorocilor, nu era momentul să vă mutați. Ați vrut să vă mutați și dacă n-ați fi fost eu, de ce că ați fi avut voi parte? Dacă nu eram eu Elisei, cine vă mai salva de la fierul căzut în apă? Vedeți că încă mai aveți nevoie de mentorul vostru. De aceea, dragii mei, nu vă desprindeți de oamenii lui Dumnezeu care sunt folosiți de Dumnezeu în lucrare. Există un timp și există o vreme, fiecare dintre noi trebuie să ne maturizăm, să creștem spiritual ca lucrarea lui Dumnezeu să prăboșească. Și da, spuneam că a treia problemă, când încercăm să folosim lucrurile împrumutate de la alții. Dragii mei, acum, în zona de încheiere, vreau să pun câteva întrebări. Dumneavoastră ști, știți ce lucruri ne-a încredințat nouă Dumnezeu? Dumneavoastră știți, ca să personalizați, să personalizez întrebarea, ce lucruri v-a încredințat dumneavoastră Dumnezeu? Dacă știți ce va a da dat Dumnezeu dumneavoastră, a doua întrebare, folosiți ceea ce Dumnezeu v-a dat sau încercați să împrumutați de la alții? Sau ați obosit să mai folosiți și v-a dat dumneavoastră Dumnezeu? Și dacă fierul de la secure cade și sunt oameni care se prăbușesc, cum poate veni ridicarea în viața lor? În primul rând, când te amenință prăbușirea și căderea, strigă la oamenii lui Dumnezeu. Nu la nevastă, nu la bărbat. Nu la prunci că nu-ți devină ei, strigă la Dumnezeu. Uitați-vă că fiii prorocilor, când au dat de bucluc și au ajuns la necas, au strigat la omul lui Dumnezeu Elisei. Și ce mare binecuvântare să știi că într-un într oraș, într-o biserică, într-o zonă, mai sunt oameni al lui Dumnezeu, cărora te poți deschide, poți să le spui eșecurile, durerile și căderile tale, și după ce le-ai spus, nu te vor afla o mie de oameni după aceea. Să poți să găsești în ei sprijinul de care ai nevoie, să te poți ridica din prăbușirea, căderea, falimentul, eșecul vieții tale. Și uitați-vă, dragii mei, că Elisei ar fi putut să le reproșeze. Ați înțeles acum de ce v-a căzut fierul în apă? Că ați vrut la momentul nepotrivit să vă desprindeți de mine. Tot la mâna mea ați ajuns. Nici de cum. Și spune Elisei, sunt aici lângă voi să vă ajut. Pentru că omul lui Dumnezeu înseamnă, când ți se cere ajutorul, să poți fi de ajutor celui ce are nevoie de sprijinul tău. Pentru că există ceva special ce au oamenii lui Dumnezeu. Știți ce? Niște soluții nenaturale, dar supranaturale. Sunt niște soluții care uneori pot părea niște banalități. Dar prin aceste soluții aparem banale s-ar putea să vină izbăvirea lui Dumnezeu. Aruncă lemnul în apă. Dom'le, dar puteam să arunc 10 lemne. De fapt, este vorba despre ascultare de omul lui Dumnezeu. Este vorba despre o înțelegere spirituală net superioară pe care omul lui Dumnezeu o are și este o prefigurare a faptului că soluția oricărui om este lemnul crucii de la calvar, Iisus Hristos Domnul. Ce faci atunci când ai ieșuat? Ce faci atunci când fierul de la Securea a căzut în apă? Ce faci când te-ai prăbușit și ai ieșuat? Ce faci când i-a prins vrăjmașul în diferite căderi, vicii, păcate? Strigă la oamenii lui Dumnezeu de încredere care îți pot oferi umărul lor pe care să te poți sprijini atunci când nu mai poți înainta. Să mai ridice Dumnezeu oameni ca Elisei care să aibă urechea deschisă pentru rana ficei poporului Dumnezeu. Care să poată asculta durerea celui care traversează greul și, în loc să-l calce în picioare sau să-l judece, să-i ofere sprijinul de care are nevoie. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, identifică exact locul în care ai căzut. Lemnul putea să-l arunce omului Dumnezeu Elisei oriunde în apă. Dar nu aruncă lemnul până când mai înainte. Nu îi pune întrebarea, spunem exact locul în care a căzut fierul. De ce? Pentru că în dimensiunea spirituală, noi, dacă vrem ridicarea, va trebui să identificăm locul în care am căzut. În Apocalipsa spune foarte clar Biblia: Ridică-te, dar de unde ai căzut, ține și pocăiește te Trebuie să identifice exact zona, locul. În care ai căzut, pentru că aceasta înseamnă, de fapt, faptul că tu realizezi falimentul tău, știi exact care este cauza problemei tale și am un cuvânt în această zi pentru fiecare dintre dumneavoastră și mai ales pentru cei care au ajuns să traverseze diferite probleme. Se spunea mai devreme despre oameni care au diferite probleme și au nevoie de ajutorul și sprijinul lui Dumnezeu. Stimați credincioși, Câteodată noi vrem să luăm doar porția de bine de la Dumnezeu și să mergem mai departe în ale noastre. Noi vrem doar efectul mâinii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu uneori nu poate lucra, nu că ne-ar vrea. Și pentru că El nu vrea să ne dea peștele și să ne țină niște lenoș spiritual. Și ar vrea să ne ofere undița ca noi să putem prinde peștele. Ce vreau să spun prin asta? Unii oameni vânează doar binele de la Dumnezeu. Domnul să-mi dea sănătate, zice, am cancer, să mă vindece Domnul. Zice, Domnul să-mi dea un loc de muncă. Însă vreau să vă spun în această zi că nimic nu este întâmplător în lumea asta. Și dacă Dumnezeu a îngădit faliment, un fier căzut, o boală în trup, etc., Dumnezeu le îngădie cu o menire foarte clară. Poți să se roage toți preoții și pastorii din lume pentru tine. Poți să ți se facă 10.000 de ungeri cu un de Ascultă-mă, până nu rezolvi cauza care a generat efectul, nu se va întâmpla nimic. De aceea Dumnezeu aduce problema mult mai aproape de sufletul tău care să spună nu mai căuta doar porția de bine, cauza să, caută să rezolvi cauza care a generat efectul. Și de cele mai multe ori poate unii oameni traversează boli, depresii, panică, anxietăți, boli terminale, pentru că există o cauză. Știți care? Sfidarea legilor lui Dumnezeu. Păcat după păcat, aglomerat în viața lor. Și Dumnezeu le zice, eu vreau să vă fac bine. Dar nu v-aș face un bine dacă doar v-aș vindeca și mâine v-ați întoarce înapoi la țigară. Nu v face bine dacă eu v-ați vindeca și mâine v-ați întoarce înapoi la același mod de viață păcătos. Știți că atunci când Domnul Iisus Hristos o vindecă pe soacra lui Petru, există acolo în detaliu, știți ce face de atunci încolo soacra lui Petru? Se ridică din pat, era bolnavă de friguri, Domnul Iisus Hristos o vindecă și își pune sănătatea ei în slujba Domnului Iisus și a ucenicilor Domnului Iisus Hristos. S-a ridicat și a slujit. Dumnezeu dacă îți face bine și îți dă sănătate, el vrea să o facă ca să te pui cu totul la dispoziția lui Dumnezeu. Nu după cinci luni de zile să uiți ce ți-a făcut ție Dumnezeu. Nu după un an de zile să te întorci înapoi la același vic păcat. Cum vă povesteam eu de un director de la ANAP dintr-o zonă din Ardeal, Ardeal, lui Mare, care a vânat vindecarea de cancer la gât, ganglion cancerigen în ultima fază. Om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, venit din mediul răsăritan, dar fără a avea o relație cu Dumnezeu. Avea un coleg de muncă care era pocăit și a zis, bă, am auzit că la voi, la credincioși, se va ungeri cu un de lemn și cât toată Dumnezeu mai face minuni, vindecă. Și el zice, da, și intră în casa omului Dumnezeu, prorocul de lângă Deci, când vine mai târziu, ajunge la rugăciune, se spune, vă să nu te sperii, cu oamenii și se roagă mai tare, se roagă în comun. Și când se așează acolo în spate, Duhul Domnului vine prin proroc și îi spune, așa vorbește Domnul, eu sunt Dumnezeul cancerului, și în seara asta am ales să mă ating de tine. Spun înainte viața și moartea, binele și răul. Alege binele, alege viața ca să trăiești. Când a ajuns acasă, orice urmă de ganglion cancerigen a dispărut, el a fost vindecat, e vindecat până în ziua de astăzi, că întâmplarea nu-i decât de vreun an de zile. Și ascultați-mă, dragii mei, omul după ce găsește sănătatea se întoarce înapoi la vechiile lui obiceiuri fără de Dumnezeu. Nici la ora actuală, din datele pe care eu le cunosc, nu s-a întors la Dumnezeu. Am fost la Moreni în urmă cu câțiva ani de zile și am predicat la o mormântare. La final mă oprește un domn cu lanț, cu alură de interlop și îmi spune așa. Frate Timotei, eu când aveam, când eram mic, eram mut. Pur și simplu ce până la 5, 6, 7 ani, nu mai știu exact vârsta, oricum pe acolo, nu puteam vorbi. Și zice, la noi, la Moreni, eram copil, zici. A venit bătrânul Huplea omului Dumnezeu. Și mai că s-a disperată, necredincioasă, a venit cu pruncul și zice, uite, copilul meu nu vorbește, e mut. Medi și nu ce se facă, tratamente, investigații, nimic. Și fratele Uplei a făcut ungerea cu un de s-a rugat pentru el și a fost vindecat și mutul a început să vorbească. Și ce au trecut de atunci 30 ceva de ani de zile, îmi spunea el, și ce acum vorbești și bine. Zic eu, bine ești, că după cum te văd, nu te văd că ești prea bine. Anu zice, la ce vă referiți? La bine. Păi zice, nu, nu am cum să fiu bine. Fumez, mă droghez, bag bani la aparate. Și cu gura aia pe care Dumnezeu ți-a dat-o, că tu nu-i puteai vorbi așa, e că Zice, în jur, frate, zice. Nu mai bine rămâneai mult toată viața și mergeai în iad. Decât să poți vorbi și să cânți cântările lui Salam sau Pariză. Cum l-o chema pe ăla. Decât să treci în imoralitate, înjurând, drăcuind și făcând fapte de rușine. Nu era mai bine să te țină Dumnezeu mult toată viața tu trebuie să te pocăiești. Să te întorci la Dumnezeu și cu binele pe care Dumnezeu ți-l-a dat, să-l poți pune în slujba lui. A plecat capul și mi-a spus, ai dreptate, frate Timotei. Dar mi-am dat seama că sunt oameni care, deși identifică locul căderii lor, văd cum Dumnezeu l-a făcut atâtea bine, totul se întorc înapoi la viața lor imorală și păcătoasă. Și Dumnezeu ar vrea să ne spună în această zi, caută să rezolvi cauza care a generat efectul. Și negreșit, cerul se va deschide și Dumnezeu va aduce biruință la problema ta. De cele mai multe ori întârzie răspunsul lui Dumnezeu miraculos. Pentru că nu suntem dispuși să renunțăm la cauza care a generat problema în viața noastră. De aceea, vreau ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a nu căuta doar porția de bine și de a căuta să avem o relație personală, sfântă și curată cu Domnul și Dumnezeu să ne ajute. Și apoi expresia din versetul 7, ridică, și el a întins mâna și l-a ridicat. Dacă a putut să ridice fierul din adâncul mării, putea să-i dea și fierul direct în mână. Dar există, omule bun, e aici o lecție de mentorare dovnicească, există și ceva ce trebuie să faci tu. Ridică, de fapt, înseamnă sunt niște lucruri care depind de tine. După ce Dumnezeu te-a izbăvit, după ce pe tine suflete, care ai căzut asemenea fierului în gropile păcatului atât de adânc, te-ai prăbușit cu totul, Dumnezeu te-a scos din groapă, că nu puteai. Lemnul cruce de la calvar te-a ridicat din apă. Jerfa lui Iisus Hristos te-a restaurat, dar din momentul acela există ceva ce ține de tine. Ridică și tu fierul. Adică, eu sunt Dumnezeu care te vinde, golocule de la poartă frumoasă. Dar de tine depinde să-ți ridici și tu patul și să nu mai rămâi acolo. Adică ridică fierul înseamnă șterge numerele de telefoane toxice. Ridică fierul înseamnă ieși din mediul și anturajul de oameni păcătoși care te distrug și vor răul. Ridică-l înseamnă când pleci din adunare, dacă vrei mântuirea, aruncă pachetul de țigări și spune Dumnezeu va fi tăria mea. Asta vrea Dumnezeu de la viața mea. Și asta vrea Dumnezeu de la viața dumneavoastră. ridică este expresia faptului că ceva depinde și de mine. Dacă între mine și Dumnezeu ar fi o mie de pași, 999 i-ar face Hristos. Dar acel al o mie de pas ar depinde de mine. Știți ce? Să-i spun, da, Doamne, sunt aici să accept domnia Ta. Și să fac tot ce Tu mi-ai spus, să fac și să împlinesc. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. De deci, aceea vă invit, dragii mei, în această seară să vă ridicați pe picioare. Și ca un exercițiu la cuvântul care a fost vestit în această seară, dacă te simți fierul căzut în apele păcatului, în vicii, în legăturile celui rău, poate în răzvrătire, în nemulțumire, în spirit de judecată, în spirit de răzbunare, în frustrări, amărăciuni, răzbunări, denigrări de tot soiul, care ți-au omorât sufletul și ți-au uscat sufletul și te simți că ușor, ușor te afunzi în apele amare ale păcatului să mărturisească fiecare om în seara asta că nimeni nu se putea ridica din groapa în care căzus. Fierul eram eu și dumneata care căzusem atât de adânc și diavolul mijea de bucurie strigând, tu nu te vei mai putea ridica niciodată. Jerfele mieilor, a zecilor de mii de miei, sângele țapilor, nu putea să izbăvească pe om din condiția lui de om păcătos și slab. Dar într-o zi s-a ridicat pe lemn Iisus Hristos și a zis pentru orice cădere și orice groapă, oricât de adânc ar fi, soluția rămâne lemnul de la Golgota, Hristos răstânic pe cruce. Și prin jertfa Lui, și eu și dumneata, putem fi ridicați din cele mai adânci gropi. Fierul n-a făcut nimic să se ridici. Fiul prorocului n-a făcut, făcut nimic să se ridice fierul. Ba nici chiar Elisei n-a făcut nimic să se ridice fierul. El doar a identificat o soluție, dar intervenția a depins de Dumnezeu. Omul ca să-și mântuiască viața nu depinde de el. Puteți voi stimați părinți să-i certați, mă, vină la mântuire, mă, lasă-te de rele. Asta e opera Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Asta e lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va convinge lumea vinovat. Deslipirea de care ar trebui să se debaraseze fiul risipitor, zice că s-a lipit de unul din locuitor. Deslipirea aia o face numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel ce te ridică din căderea și din gropile tale este numai Dumnezeu în mod supranatural. Dar după ce te-a ridicat din căderea ta, te întreb în seara asta, vrei să te lași tu ridicat fierule și să faci și dumneata ceva? Ce să fac, Doamne? Ridică-l înseamnă de astăzi iau o Biblie și citește-o în fiecare zi. Ridică înseamnă de astăzi caută biserica săptămânal, De astăzi roagă-te lui Dumnezeu. Și mulțumește-i pentru că El te-a eliberat, te-a restaurat și a avut milă de viața ta. Eu sunt fierul care a fost ridicat de Domnul. Eu nu mă puteam ridica. Dumneata ești fierul care a căzut atât de adânc. Și Hristos a avut milă de viața dumneata. Haideți să cântăm în această seară cu lanțuri nevăzute am fost legat. Și eu și dumneata. Ar fi putut să ne întoarcă spatele Elisei, ar fi putut să n-audă geamătul fiului prorocului care a strigat disperat. Dar dacă vrei să fii izbăvit, dacă vrei ca urechea lui Dumnezeu să se aplece spre tine în această seară, vrei și tu să strigi? Trebuie să arăți că te doare, trebuie să arăți că îți pare rău, trebuie să arăți că nu mai vrei să trăiești în aceeași condiție de viață păcătoasă. Acel strigă disperat al fiului prorocului era o durere prin care spunea nu mai accept condiția în care am ajuns. Dacă strigi în seara asta, dacă te doare în seara asta, Hristos se apleacă și spre tine. Eu am strigat și El m-a eliberat. Cei mai mulți au strigat și au fost eliberați și mântuiți. Dumneata nu vrei să strigi? Nu te-ai săturat de mojicia unor fapte păcătoase și ai gustat din o travă păcatului până la ultima picătură cât să te duci mai adânc? Nu vezi că mergi din cădere în cădere? Trec ani. Zilele se scurg de calendarul vieții tale, prietene! ascultă mai e târziu! Te afunzi din ce în ce mai mult, oprește-te! Descoperă din nou drumul spre adunare! Descoperă din nou drumul spre rugăciune! Descoperă din nou drumul spre a căuta fața lui Dumnezeu! Și spune în seara asta, și eu am nevoie de restaurarea ta, Doamne! Și eu am nevoie de miracolul tău. El poate să-l facă. L